rezultatele pe care le avem pentru funcția de președinte a Consiliului Județean Galați și primar al municipiului Galați. Și bucuria mea este să vă anunț că cei doi colegi, domnul Hotea și domnul Puchianu, sunt câștigători acestor alegeri cu scor de peste 50%. Felicitări celor doi colegi ai mei, felicitări pentru că au câștigat încrederea gălățenilor și sunt convins că ceea ce așteaptă gălăței de la ei sunt lucrurile pe care le vor face și sunt lucrurile pe care îi vor preocupa în primul și în primul rând și acest lucru vor vedea din zilele următoare. Felicitări Ionuț, felicitări Costel și vreau să le dau cuvântul să vă adreseze câteva cuvinte. Hai domnul primar aici la municipiu. Sparg eu gheața. Bună seara! Într-adevăr, o bucurie mare. Au fost emoții, la fel ca la orice competiție. Scorul acesta de peste 50% îmi arată că promisiunea făcută în 2016, atunci când am câștigat cu 24%, aceea de a face tot ce îmi stă în putință de spre a convinge cât mai mulți cetățeni că și la Galați lucrurile pot merge într-o direcție corectă, că pot fi primarul tuturor gălățenilor, așa cum am spus în 2016. Am ajuns după 4 ani de zile, după 4 ani de muncă asiduă, alături de echipa pe care am coordonat-o, să scoatem un scor pe care competitorii noștri sau competitorii mei, adresându-mă acum strict la nivelul municipiului, îl credeau neverosimil până, eu știu, acum câteva ore. Acest scor, pe de o parte, mă obligă și mai mult acum decât în 2016 la faptul că am peste jumătate dintre gălățeni care mi-au acordat încrederea și pe care sunt obligat să nu-i dezamăgesc. Ceea ce pot spune în momentul de față e că le fac o promisiune, rar fac promisiuni. Suntem ieșiți din campanie electorală, prin urmare am putea înceta cu genul acesta de practici, cu ghilimelele de rigoare. Dar fac o promisiune atât în fața dumneavoastră cât și a dumnealor, și anume că următorii 4 ani de zile, cu siguranță, nu vor fi cu absolut nimic mai prejos decât cei 4 pe care deja i-am parcurs împreună. Eu vreau să le mulțumesc tuturor celor care astăzi mi-au dat votul de încredere. Vreau să le mulțumesc și celor care nu m-au votat, pentru că îmi arată că încă mai am de muncit pentru a le arăta și altora că merit încrederea lor. Vreau să mulțumesc echipei pe care am avut-o preț de 4 ani de zile în primăria municipiului Galați, fără de care nici scorul pe de-o parte și nici realizările celor 4 ani de mandat nu s-ar fi putut realiza. Vreau să mulțumesc în egală măsură și echipei de la partid, fără de care această campanie frumoasă pe care am dus-o și curată, pe care am dus-o preț de peste 2 luni de zile, n-am fi reușit să scoatem scorul acesta dacă nu erau ei. Vreau să mulțumesc, deși, vedeți, e o greșeală sau e un sacrificiu pe care eu l-am făcut preț de 4 ani de zile, mi-am lăsat familia ceva mai în spate, am ajuns abia acum la a patra mulțumire să mulțumesc și familiei, care a fost extrem de înțelegătoare, cu toate sacrificiile pe care a trebuit să le fac, pentru a ajunge astăzi în postura aceasta de a fi primar reales și, în ultimul rând, prietenilor acelora care eu le spun prieteni, că m-au înțeles că aproape 4 ani de zile m-au văzut într-atât de rar încât am fost ferm convins uneori că prietenia poate că ar fi dispărut. Mulțumesc tuturor celor care m-au împins de la spate, inclusiv dumneavoastră celor din presă, care m-ați și mângâiat, dar m-ați și înghiontit
și ați făcut-o în sensul bun al cuvântului, dacă putem găsi un astfel de sens bun, pentru că doar cei care nu muncesc, nu greșesc. Prin urmare, mulțumesc încă o dată și cu siguranță vor fi 4 ani mai buni decât cei pe care i-am parcurs deja împreună. Domnule președinte, felicitări! Doamne ajută! Doamne. Eu am să-mi dau masca de la gură, pentru că păstrăm distanța între persoane. În primul rând vreau să le mulțumesc gălățenilor pentru că în 2016 au avut încredere în noi. Am spus-o tot timpul că cineva de unul singur nu poate să realizeze nimic, doar în echipă se poate realiza. Am spus-o în 2016 și în 2020 am spus la fel, că dacă Galațiu și gălățenii au decis cel mai bine să fie primarul și președintele Consiliului din aceeași echipă, și asta s-a demonstrat că gălățenii au mai multă dreptate decât noi. Pentru că este pentru prima dată în istoria Galațiului după 1989, când președintele Consiliului Județean și primarul municipiului Galați este din aceeași familie politică, pentru că ne întâlnim, pentru că discutăm, pentru că dialogăm, pentru că găsim soluții mult mai rapide decât atunci când primarul este dintr-o formațiune politică, dintr-un partid politic, și președintele Consiliului Județean este din alt partid politic. Ceea ce ați văzut practic și de multe ori până acum. Vreau să le mulțumesc gălățenilor pentru că astăzi ne-au votat. Ne-au votat pentru că 4 ani de zile am căutat tot timpul, în fiecare zi, în fiecare oră, să găsim soluții pentru problemele Galațiului, pentru dezvoltarea județului Galați. Pentru că acest scor ne onorează, dar în același timp ne obligă foarte mult, pentru că așteptările sunt din ce în ce mai mari. Și știm lucrul ăsta. Doar că în cei 4 ani de zile am demonstrat buna noastră credință, am demonstrat că știm ceea ce trebuie pentru județul Galați și am demonstrat că putem și că vrem mai mult pentru județul Galați. Am să mulțumesc și eu echipei și familiei Partidului Social Democrat din care fac parte, pentru că singur niciodată nu aș fi ajuns la acest scor. Nu aș fi ajuns niciodată să realizez proiectele pe care le-am realizat pentru județul Galați, pentru că doar în echipă putem să, eu știu, să câștigăm sau mai bine zis să avem succes. Vreau să mulțumesc bunului Dumnezeu că am fost binecuvântat să mă nasc în familia în care m-am născut și părinții mi-au dat educația pe care mi-au dat-o și, bineînțeles, sacrificiile pe care le-au făcut. Să mulțumesc familiei mele pentru că a fost alături de mine tot timpul și să-mi cer scuze copiilor mei că n-am putut să fiu alături de ei atât timp cât mi-aș fi dorit. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, celor din presă, că ați avut clemență atunci, la început de mandat, să vă demonstrăm că suntem de bună credință și că împreună cu echipa Consiliului Județean, aparatul de specialitate, dar și consilierii județeni, gândim pozitiv pentru județul Galați și vrem să dezvoltăm județul Galați. Dragi gălățeni, mă înclin în fața voastră și vă mulțumesc pentru această onoare de a fi în continuare președintele Consiliului Județean, o funcție care mă responsabilizează, mă obligă, dar mă și onorează în același timp. Să dea bunul Dumnezeu ca în cei 4 ani de mandat, următorii 4 ani de mandat, să ducem la bun sfârșit proiectele mari pe care le-am început, drumul pe care l-am canalizat și pe care l-am ales pentru dezvoltarea județului Galați și să venim cu alte proiecte mari de dezvoltare a județului Galați, pentru că Galațiu poate și merită să fie acolo în primele județe ale României. Vă mulțumesc mult pentru ceea ce ați făcut, pentru efortul de a veni astăzi la secțiile de vot, pentru că fiecare v-ați expus unor riscuri, dar niciun risc nu este prea mare când este vorba de dezvoltarea județului Galați. Vă mulțumesc mult și vă doresc o seară bună! Câte localități?
avem până, sunt până acum cu rezultatele finalizate sau aproximativ finalizate,